Înainte să începem videoclipul, aș vrea să vă menționez că partea asta clipului este, desigur, făcută de primul episod, nu chiar primul episod. De fapt, este un fel de primul episod al Guildului. Și vreau să vă spun că asta o să fie pusă pe fiecare videoclip. Deci, ca să fie clar, aici sunt două salvări pe care le am. Deci să țineți minte că ăsta este salvarea pe care o am, prima joc pe salvarea principală pe care o am și este primul pe care care m-am jucat, apoi m-am jucat o altă salvare, apoi am șters-o ca să am cele două secrete și acum este a treia, care este pentru videoclipuri. Trebuie să țineți minte asta. Salutare tuturor, numele meu este... Astăzi o să facem, de data asta o să fie o serie oficială, nu chiar o serie oficială, mai mult este o fel de continuare a mai multor episoade. Deci, ăsta o să fie un fel de guild, adică un fel de ghid despre cum puteți să luați clasele. Că în total sunt vreo... erau 4 clase, dar acum, în Plus One Edition, acum sunt 10 clase diferite ce trebuie colectate. Deci, noi să începem. Dacă vreți să se și vedem să mai dați și vă like. Ca pe ce să fac dacă dați și like, puteți da și un comentariu mai jos, pe mine mă ajută foarte mult dacă faceți asta. Dați și un share la prietenii voștri să vadă și ei, dacă aveți prieteni desigur. Puteți să dați subscribe dacă vă place contentul și ca să fim o familie unită. Familia Vision și desigur, apăsați pe clopoțel ca să nu ratați videoclipurile pe care le postez. Deci, să începem videoclipul. Deci, suntem în raul. Și ce suntem în raul? Ei bine, aparent, în episod de azi o să ne ducem așa în la Mission Creation, ca să știți că am mai completat și eu pe aici bara asta, în timpul ăsta, și să ne ducem la Class Missions. Aici la Class Missions, adică misiunea claselor, aici trebuie să alegeți anumită clasă pe care ați deblocat-o. Și puteți să într-o mini-aventură. Nu puteți să o repetați, deci ceea ce înseamnă că ținerea acasă care ai făcut-o este finito. Și pur și simplu, acolo îți vei primi clase. Deci, în total, sunt vreo o grămadă de clase. Deci, în total, sunt vreo 8. Dar când ajungem în episodul al cincilea și deblocăm toate clasele, vom debloca următoarea clasă și anume două secrete. Sau pe engleză two secrets. Deci, primul nostru obiectiv și clasa pe care am ales-o este Savage în raul. Deci, sunteți pregătiți? Eu sunt pregătit. Deci, începem! Scuze. Ați interceptat un semnal venind de la o anumită colonie. Acel ucigaș crește între noastre, din nou.
Nu pot să cred că avem un hoț în sălbăticiune. Transmisiunea devine instabilă și începe să fie distrus. Un ucigaș priceput la cu un maestru ucigaș cu un topor în aceste zile și ani. Sună ca o investigație. Deci ceea ce înseamnă că acel save aici pe care l-am văzut noi, de fapt este chiar o clasă deblocabilă, dar el într-un fel, cred că într-un fel omoară animale și rămâne tripulărea flămânzi. A revenit la normal, deci se ducem pe Raul. Aici este cam pustii. Nu știu de ce nu merge. Stai. Așa. Deci, să vedem dacă putem să... Nu știu ce se întâmplă. Uite așa. Să începem vânătoare. Cercetați colonia. Vedeți un gardian foarte disperat. Gardianul ăsta zici că este ca o... tot ca un trupă clas, dar cu o altă clo... Oh, grozav. Acum suntem invadați. Nu, a venit să vânăm ceva. Asta vreau să aud. Să văd dacă pot să fac o poză și chiar și dacă este pe text. Proviziile noastre au fost au fost furate de un călăreț. De regulat de un fel de ucigaș din sălbăticie. Nici nu am putut să-l capturăm. Asta e o problemă serioasă pentru o colonie. Nevoie de ajutor? Sunteți bine veniți să ajutați. Nu m-a avut oricum. Bine. Ce tip de mâncare a fost furat mai exact? Așa este. Asta e o informație foarte importantă. Deci, să vedem.
Aici nu este ce este ce schimbare. Deci, alegerea noastră pe care o facem va schimba bossul. Indiferent de ce alegem, o să fie tot același boss de un fel de dinozaur, dar are așa un fel de apetit. Ori de carne, să fie un prădător, ca oricare, sau, sigur, un mâncător vegetal care mănâncă o grămadă. Deci, nu e ceva așa. Mai bine să facem carnivor, deoarece, desigur, să apară mai așa, mai naturalist. Așa, de vânătoare. În fiecare zi, un animal dispare. Deci cam... ca să... Nici o grijă, îi vom salva Vita. Stand-ul ăsta. Uite așa. Să vezi. Acum nu știu ce este asta. Deci așa, vom fi pregătiți pentru orice. De ce n-am mai echipat anumite gadgeturi? Așa că o să încep de a le echipa. Mai zice ține activitatea cu... Aici ai inactivitatea cu 3, acum are inactivitatea de 7. Acum moșii nu o să mai atace. Deci să creăm. Nu, stai așa. Hai. Ne uităm după tot vezi în area unde a fost proviziile de mâncare. În jurul vostru unde a fost proviziile a fost deșertizat. Ah, nu. Să ascundem aici și să vedem. Uite, am văzut o navă spațială zburând în partea asta. Dacă vedeți cursorul. S-a oprit. Nu stai, e blocat. Să vedem dacă un ciudat se arată. Da! Dacă omul vânător. Vrem să vedem aici, ține pe aici. V-ați uitat după ore, dar nimic nu s-a întâmplat. Suntem aici de o oră și nu s-a întâmplat nimic. Și în scurt timp ați întâlnit cu un fel de o figură bâlc sau mai știu. Este arătat ca îmbrăcat ca o armură. În fel de civilizație bigonă. Ce faceți ai? Ce faceți aici? Marele monstru se apropie. Trebuie scăpați. Trebuie să fie omor ucigașul. Deci savage înseamnă ucigaș. Dacă arată destul de grozav. Hei, aici nu este mâncare fast food aici. Omule,
Monstru? Care monstru? Nu e bine. Trebuie să vedeți. Veniți. Urmăriți acel ucigaș armat cu o ax, cu un tobor înăuntru unui sălbaticie. Ne auzi, nu să ne auzi pe noi țipând. Și nu, este o idee, e o idee. A, să nu o idee bună. Fac mai multe poze ca să o să-mi prindă. Mucigașul va atura vouă. Deci zici că e un fel de barbar. Să vedem dacă luptă se descurcă. Deci să vedem. Dacă pun așa, stai așa, e bine. Să vedem ce face tipul ăsta. Interesant. Bun, să trecem mai departe. Monstrul e aici. Abia simt cu mirosul lui. Cum ar putea să semene tipul ăsta? Cum ar fi ca un fel de profesor, așa? Așa mă gândesc și eu. Hei! Cred că ăsta e de la al doilea. Zici că tipul ăsta zici că este maestru Jedi din Star Wars. Uitați-vă și la barba lui. Nu ziceți că mi se pare un tip mai cunoscut în Star Wars. Unul mai vede cu urechi. Nu știu cum îl cheamă. Da! Vă urmăriți o cale foarte rea. Tu! Cine ești? Asta îți va răspunde cu timpul, copile. O figură străină dispare. Ciudat! Ce a fost aia? Ce? Nimeni aici. Cum? Este soare. Vă rănește ochii. Soare stâncă? Cred că am auzit. Crede că e o iluzie și Patrick a văzut pe... Pentru că am văzut pe cineva. Monstru, pe aproape. Uitați! Bine, sunt pregătit. Aici erai. Aici. Hoțul de mâncare. Deci asta e planeta... Deci aici e planeta jurasică. Cred că e Jurassic Park, uitați-vă la el. Un șarpe preistoric atacă.
Ia de aici hoțul de mâncare. Să vedem, ăsta e nivelul 16. Pilar. Dacă am... Când îi trece? A, 30%. Dar trebuie să-l protejăm pe tipul ăsta, că altfel dacă este într-un fel rănit, pur și simplu pierdem din... De ce să oprim hoțul ăsta de mâncare? Mamă, ăsta are șanse mari să-și piardă. Ah, deci poate să-ți dea knockback. Tot a rămas în confuzie. Nu, nu, a rămas în stun. Ai putea spune că e un fel de boss. Dar nu, nu este un boss. Este un fel de extra boss. Și ăștia bossii nu sunt în considerare. Ăsta e prea rezistent. Să mor eu că e prea rezistent la... atacuri impactate pe care... Dar degeaba tipul ăsta are creier... degeaba tipul ăsta are mușchi dacă creierul e atâta. Yes! Ta-na, na-na, na. Avem carne! Deci da, poate... orice alege, vegetație sau carne, când alege, alegi carne, dar poți să duci mai multe ori și poți să găsești mai multe dacă poți să colectezi soroci. Bestia se retrage. Acum am barbecue. De ce ești așa de entuziasmat? Ia nici măcar nu poate... Thank you.
poate să ia singur cu mâncarea sa. N-ai nevoie de învățare cum se bucură de mâncare. Nu trebuie să înveți să lupți. Vă arăt. Arătându-l secretele de luptă batică, arătând ca o bestie sălbatică, spre clasa ucigașă, care ucigașă vă arată. Cred că mâncarea este salvată. Vă e salvată. Să raportăm asta spre colonie. Eu stau aici. Ca o bestie mai degrabă. La revedere! Ai inimă și carne. Ca un adevărat războinic. Nu vă supărete. Arată la... Și s-a întors spre sălbăticie. Uite, acum așa a revenit. Mai ai... E cala cea mai ușoară de a putea să... Dar nu chiar. Dar măcar pur și simplu este ceva... Pur și simplu să anulezi misiunea. Dacă alegi o altă misiune. Dar nu. Repede imediat localizați gardianul și v-ați întors pe colonie. S-a întors că un dinozaur a atacat proviziile. A fost și mare. Cum nu ai putut să vezi asta? Păi am plătit pentru armamente. Nu pentru anumite analize sau așa ceva. Pe bune, tu doar ți-ai plătit pentru oameni și nu pentru securizare? Puteți să faci și tu economii. Păi, munca noastră s-a terminat. Vă mulțumesc. Na, acum, obiectivul al coloniei noastre acum este complet. Cube din FBI zice, which is
Asta. Și este... Un hidrodromic hot dog. Un hidrodromic hot dog. Nu așa plă... Nu e așa de bine să folosești în cunoștințele științifice. Behind the wall, ha? Se spate... Da, trebuie să terminăm. Pentru cei care ne așteaptă în spatele zidurilor. Ce ai spus? V-am așteptat să... Vă contactăm bossul Creepy, care ne-a spionat să nu ieșim după acest gen. Păi nu avem un șef. Eu trebuie să spun să știm gen de aici. În sfârșit am terminat și am deblocat. Acum am dat clasa ucigașă. Următoarea noastră a fost aruncată. Acum ați deblocat un contract. Deci cam asta și cu episodul de azi. Știu că a fost scurt, nu chiar a fost scurt, dar măcar a fost ceva. Puteți vedea și episoadele trecute pe care le-am făcut. Puteți vedea așa. Puteți vedea episodul cu Ben și înceaptă de o parodie care într-o final este cu și Benny. Sau puteți vedea despre de ce Minecraft este așa de popular. Deci eu am fost și desigur putem să creăm următorul. Desigur puternicul nostru și îl vom numi îl vom numi Jimmy. Stai așa. De fapt m-am răzgândit și îl voi numi Dan. Desigur te voi pune și între ceilalți.